Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod aici de Call of Duty World at War, Call of Duty 5 World at War. Am terminat mai devreme Brothers in Arms-ul pe un livestream. Hai să încheiem și acest joc. Bă, dar prea încet l-am dat să mor eu. Hai că aici nu se aude tare, așa încet, pardon. Da, tot cred că trebuie să dau mai tare. Bă, oricum suntem pe la jumatea jocului, dar hai să-l dau mai tare un pic. Options, sound, am încet, nu știu, se pare că se aude așa încet. Plus că pe filmare vă o să-l auzi și mai încet, că am dat să se audă mai tare microfonul față de muzică, nu trebuie. Hai vocea personajelor un pic. Nu știu ce căcat-o fi asta. Așa. Ce dracu are ăsta, e bat? Bă, dar nici nu mai știu când am jucat ultima dată Call of Duty, sincer. Parcă ar fi trecut o eternitate de la ultimul episod. Haideți către Berlin. Acum rușii au dat comeback, se pare. Întâi ăștia au venit în Stalingrad. E, las că am venit noi peste nemți acum. Dar totuși mai am jumate de joc, am văzut. Mai puțin jumate. 40%, cam așa. Cine știe ce misiuni mi-or da. Bine, probabil că mi-or da din alte perspective. A, stai mă că zi. O să am și... Probabil că o să mai am misiuni cu americani acolo în Pacific. Împotriva... japonezilor. Sau coreenii, sau care... Nu, japonezii erau ăia. Bă, dar a fost mișto atunci din prima misiune, parcă nu mai știu la care. Era un japonez... Nu era prima misiune aia, dar... Dăm cu apușca asta. Dar zi, mi-am amintesc că... De ăsta un japonez intrase cu sabia pe stână și l-a tăiat pe unul. De un mustăcios, parcă. Nu mai știu care misiune a fost și pune-te în cursă, nu mori. O, ce m-a așteptat la spate. Mi-e dor de misiunile alea cu americanii împotriva japonezilor. Acolo aveam foarte multe aruncători de flăcări. Cu eu moram cu ăla, da, bine, și scădeau FPS-urile întragi, dar asta e altă parte. Bun, am și molotov, văd. Da, nu-i nevoie acum. Oricum, mă bucur că am terminat Brothers in Arms-ul. Bă, având vedere că l-am și jucat mai de mult, nu știu. Finalul cam trist, deci un final destul de neașteptat, cel mai bun prieten al... Acum comentez despre un alt joc, da, timpul, vorbesc de Brothers in Arms în timp ce mă joc ăsta, da, ne? Nu, ăsta era al meu? Mi se pare că da, cred. Mi s-a părut că a scris un nume de ăsta, e aliat, cine știe. Ce vreau să zic, da, vorbesc despre Brothers in Arms pe care l-am terminat în timpul de episodului de Call of Duty. Bine, eram live și n-am mai avut chef. Ce comuniștii strici tu pe acolo? Direct cuțit și dăm cu apușca asta, mă, ce mai am? Chistol? Serios, frate, chistol. Trebuie să găsesc un MP40 neapărat și... Opa, uite aici o armă bună rusească. Poc. Așa, da. E, altă viață acum. Bă, la grafică e mai bun față de Call of Duty 2. Povestea, nu știu ce să zic, destul de interesantă și asta. Sunt cam amestecate emisiunile, sincer. Adică, de la americani treci la ruși și invers. De fapt, te dăm cu asta. Are recul mare. Nu. De bazuca aia. De trag ăștia. Luați mă de aici rachete firaței, dracu. Hai că exterminăm pe nemții ăștia. Și the last one. Nu știu. Aha, uite și aia acolo aveau rachete. Hai să schimb dracu arma asta, dăm cu apa asta. Sări! Nu pot să mă rup acolo.
Bun, deci trebuie să-i anihilez pe toți ăștia. Bă, dar nu pot să merg pe afară tot. A, uite, și pe aici. Uite-l, mă, și pe boșorogul ăla. Ce fac, bă, tataie? Ești bine acolo? Cam nasol țintitul cu pușca asta, parcă mai greu. Un K98K era până acum. K98K. Na, hai să vorbesc în engleză totuși. Să nu zicești că am engleza rucinită. Nu știu de ce fix rucinit mi-a venit acum pe post de adjectiv să utilizez, dar mă rog. Asta o fi ta... Nu-i cu mine! Sau... Ba, cred că era cu mine. Și mi-a căzut un bolovan în cap. Mă, ne stăteam dracu cu minte. M-am băgat fix în gura leului. A, asta nu-i cu mine, stai că mai sunt pe sus câțiva. Nu, uite aici, direct la mă. Ia luați de aici rachete. Dar nu s-o dărâma clădirea asta, totuși. Stau și mă gândesc, bă, dar prea bună pușca asta, sincer. Opa, mai avem pe aici, se pare. A, avea pățeavă. Băjeți, îmi dați și mie niște glanțe, trei var copii. Asta ce să arunc? Cred că am nimerit cu o grenadă. Nu, n-am nimerit. E, comuniștii! A, ce dor mi-a fost totuși. În Call of Duty 2 mai auzeam cum țipau. Comuniștii! Grenada nu-i bine. Hai, bă, tancuri proaste, dați-mi ei! Deci fix acolo m-am pus unde au dat aia cu racheta. Aia cu tancurile sovietice. Ce, mă? Doar voi nemții credeți că aveți tancuri bune? O, ce bubuie. Da, mai bine că am rămas, că nu m-am dus pe acolo. Dar gloanțe? Ciuciu. Serios? Bă! Gloanțe, vreun umor pe aici, ceva? Bă, am nevoie de gloanțe la pușca asta, ce pușca mea? Nu, aha, am găsit câteva, gata, hai că am găsit, bun. Hai, du-te. Deci în clădirea aia trebuie să mă bag sau... Ia, pot să mă bag? Nu. Pe aici? A, mi-au făcut ăștia pe aici intrare. Upstairs, ok. Fără supraviețuitori, ok. O, ce le-am făcut? Cred că o să bubuie zidul ăsta. A, o să treacă tancul prin el sau ce? Ne-am badat cu mașalierul? Asta nu dea cu țeapa, am înțeles. A luat-o bine de... Nu, aici spatele, dar a întors țeapa ca să văd. Înțelegeți voi. Dați cu tancurile, mă, ce zboră glonțe pe aici. Și cred că am uitat să las 60 de FPS-uri. E, las că merge și 30. Da, încarcă. Bă, dai bună pușca asta, care are multe gloanțe încărcători. Dar eu ca idiotul, ce sunt, ce dracu fac? Tot încarc după 10, 15, 20 de gloanțe. Nu. La fix m-am dat la o parte. Hai, dar revinuți. Eu dăm cu apușca asta de distanță. Mai folosim și pe dânsa. Parcă aș fi Ilias Vlox, parcă ăla mai vorbea cu dânsa cu astea despre orice, nu? Sau zic tâmpenii.
ce usprat ăla. Unde trage ăsta firara, dracu? E, YOLO. Rămân fără gloanțe, nu-i prea bine. De naiba toată. Aoleu, dar nu mai găsesc muniție, cât mă oftic. Stai, a, nu, 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 nu era pentru arma asta. Fuck! Tu ia gloanțe, ia și tu gloanțe. Bă, cred că l-am delete pe ăla. Sau, acum l-am delete. Hai, dați puterea vocii. Vodcă-i, vodcii. Înțelegeți voi? La... LATĂ! Hai, Dimitri, rupe-i! Sau nu? Ia, ia, ia! Cocktail Molotov! Opa! Too late. M-au luat ăla de la mitraieră. Aoleu, că mă oftic că nu mai găsesc gloanțe de pușca aia. Ia, atunci folosim vechiul nostru prieten, MP40. Doar pușcă de distanță. MP40 deloc. Vă jos pe aici. O să rămân fără gloanțe și de ăsta. Poate că mai bine o să ram pușca aia în cască cine. Da, ne o să găsesc de la ăștia un ca sigur. Hai da, calitate nemțească. Armă cea mai bună posibilă. The best machine gun of German army. Opa. Ia-ți grenada înapoi. Ia și un molotov. Hai, dă-l pe gât. Ce dracu zic că ăsta nu se bea. Auci, 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 auci. Nu mai am gloanțe, nu-i prea bine. Da, acum dă-aia de la cargo cântă nu mai am țigări, eu ar trebui să cânt nu mai am gloanțe. Ar trebui să-l angajez pe la pe Florin Dolofanu ca și solist. Fac formație black metal că la știe să urle. Cotro? Aha, pe sus, pe scări pe aici. Mi-amintesc de... Atât sânge. Uite-mi bă pușca! Ai, cât boftic, dar vreau să folosesc șorganul ăsta. Suca, blie! Dă-mă la o parte că mor! Nu-i prea bună pușca asta. Hai, bagă gloanțe și... Auci! Mi-a dat să-mi țiuie. Pușca de vânătoare, ce pușca mea. Bă, nu-i prea bună, dar nici rea nu e. Se putea și mai bine. Adă-mi cu ce mitraliera asta, ce mitraliera... A, uite aici. Dai, 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 dai! Unde mai... A, uite încă unul acolo. Hai, cu mitraliera, ratata, ratata! În sfârșit un videoclip în care nu sunt semn, eu adorm și nu adorm. Mi-amintesc că am făcut toată un episode Call of Duty 2, mi-amintesc că dormeam pe mine în videoclipul ăla. Nu glumesc. Luați și voi la rând videoclipurile cu Call of Duty 2. Cred că ăștia au fost. Bun, deci pot să încarc și așa doar de pe o țavă. Ia bagă-te aici. Atât cum arde totul. Tu ia glonța acolo. This is me, Dimitri.
Da, rămân fără gloanțe la shotgun. Da. O să caut o altă pușcă pe jos. Da, asta încoa. Hai să o mai încercăm pe asta. A, dar asta are recul mai mare ca MP40, să moară Gibilan. Ia luați gloanțe de aici. Da, încarcă. Ia cuțit și taci. Hai da. Direct război. Muzică glorioasă pe fundal, direct rush. Îi punem pe fugă pe nemți. Mama Rusie câștigă întotdeauna. Aoleu, cât... Fugi, bă, că mori, idiotule! Da, prea multă adrenalină totuși. Bă, dacă asta a fost toată misiunea, cam puțin, adică ia să mă uit la acest checkpoint reached. Deci vreo 10 minute cred că a ținut. Cam puțin, cred că mai bag una. Dacă asta a fost-o, da? Nu cred că se încheie aici. Ridică-te, boșorogule. Ată și grenăzi, grena. Mă bate român astăzi. Bravo, comisare! Ura! Bun! Bă, a fost ușoară misiunea asta, mai băgăm una. Prea scurt totuși episodul după, adică eu care fac videoclipuri de 20 de minute, fac unul de 10 sau cât a ținut. Bine, cred că a ținut vreo 15, da, și ceva. Mai băgăm o misiune, hai da! De ce presim că asta o să țină mult? Eviction, tot în Berlin. Hai că o să încheiem repede. Acum sunt pe terminat ăștia. Trebuia toți să ne mai... Nu prea ne-a dat misiuni în Africa, parcă. Ia, ia. Nimă, parcă aș fi un Wolfenstein. Ce a dat ăsta? Hai da, mama Rusie la atac. Ce-o bucuit. Le-am distrus Berlinul, se pare. Totuși nici un neamț prin zonă. Ia luați gloanțe aici. Surprise, motherfucker! Aceea cred că erau comisari de aia. Și ne mai erau locotenenți. Bă, da, bele are o pușca asta. Am luat gloanțe în încărcător de... Ho, ho. Iată un veceu. Ăștia aveau veceu și la noi România încă ne căcăm în fundul cărții, 80%. Nu, am exagerat. Acum chiar am exagerat. 10-20%. 30, hai să zicem, 30% din populația țării sigur încă se cacă în fundul cărții. Poate exagerez, poate nu, dar eu cred că e cam așa totuși. Nu pot să iau asta cu mine, văd că nu. Ăștia sunt nemți, da.
A, ăștia-s cu mine. Păi stai, mai și... Da, mai și pot să întorc arma în parte. Da, nici nu trag. Ia să mai așez căștile, să trecem la atac. Hai da, du-te, intră pe geam. E comuniștii. Ia dă și MP40, bunul nostru prieten. Uuu, ce mi-a dat. Bă, o avea puține gloanțe, dar asta dă glonțul foarte, dar asta trage foarte drept, are precizie bună. Da, deci precizia e foarte bună la arma asta. Chit care puține gloanțe încrăcător față de mitraliera aia nemțească. Hai că i-am dat foc, de-l drag, că trebuie să moară. N-ai murit! I-am dat și molotov și grenadă și tot nu moare. Rara, ce se iau asta, să trag cu ea, degeaba. Ce fum e aici. Gata, am ieșit din fum bun. Dăm cu arma asta. E nevoie de multe gloanțe. Ratata, ratata, ratata. Încarcă. Hai, pasunații de război, intră în acțiune acum. Bă, dar prea mult îmi plau jocurile astea cu al doilea război mondial. Și cu primul, dar nu prea știu jocuri cu primul. De ce zic că îmi plac așa mult astea? Pur și simplu, deci armele sunt foarte simple, nu au o grămadă de porcării, nu sunt foarte avansați și aici nu trebuie... Aici nu contează neapărat ce armă ai ca să poți omorâ un inamic, ci trebuie să știi să o folosești. Tu ia gloanțe acolo, ia și tu gloanțe, ia și tu gloanțe, stai că mi-am luat eu câteva gloanțe, nu-i bine. Cine bă, fie asta? Aboarnă. Deși tankuri sper să fie de ale mele. Li s-a inundat clădirea ăstora, săracii. Nu cred că s-au așteptat nemții la așa ceva, să primească un comeback din partea rușilor. Da, e mai bună asta față de Brother in Arms, clar. Bă, cred că e mai bun și ca și, ca și Call of Duty 2, sincer. Nu știu, parcă e... Ăla era foarte simplu, ăsta parcă așa mai are un pic de acțiune. Nu știu, n-avea atâtea scene haotice în Call of Duty 2 față de aici, adică... Na, uitați-vă aici peisaj frumos, hai că acum parcă e altă viață. Deci da, posibil cel mai bun Call of Duty să fie ăsta de până acum, jucate de mine, World at War-ul. Dar să jucăm și Modern Warfare-urile, să le terminăm și Black Ops-urile, dar având în vedere că sunt un mare fan al jocurilor de genul ăsta cu tehnologie nu foarte avansată, Battlefield-ul nu aș vrea să-l încerc sincer, adică primul război mondial, arme total neavansate, nu știu. Acum, sincer, dacă ar fi război, ne-am luat noi românii pe ultim, pe cocoașă rău de tot, că avem o dotare militară foarte proastă. Și nu mă refer doar la număr de soldați, ci și la calitatea armelor, adică tancuri care zi trebuiau să ajungă piese de muzeu sunt tancurile pe care le avem noi în linia întâi de luptă și cu care defilăm noi la parada de ziua națională. Mai zic ceva. Poate că-s cam negativist, poate că nu. Greșesc, nu greșesc, dar totuși, într-adevăr, pentru ăștia din Europa de Est, cam noi ne-am descurcat cel mai bine. Adică suntem mai buni ca ungurii, ca ucrainienii, de altfel. Bulgarii, în schimb, au armament puțin mai slab ca al nostru, dar în schimb au mulți soldați în rezervă, dar armament mai slab. Și mi se pare că la flotă marină stăm foarte bine noi, sincer. Oricum, într-un război cu ungurii, îi facem, dacă ar fi să ne luăm, bine, dacă să ne luăm după armament cât de
mult armament am avea, i-am întrece că avem flotă marine, nici măcar n-au deschidere la mare, dar asta e altă parte. Bă, în schimb, am văzut o chestie, un clip de ăsta în care ziceau armatele mai multor țări. Bă, deci chinezii au o grămadă de flote maritime, americanii doar 5, bă, și noi 3 doar. Deci, bine, dar calitativ nu cred, adică, cred că ce la noi dita mai fregata pentru americani e un, o barcă, o canoe cu lemn față de cea americani, zic și eu. Oricum, sincer să fiu, singurul lucru care îmi place la armata noastră este că avem Kalashnikov-e, arma mea preferată din astea simple. Pur și simplu, îmi place unui Kalashnikov, dă damage mult, atât, dar trebuie să știi să-l folosești, exact cum e și tehnica asta din al doilea și primul din războaiele astea mondiale. Nu erau armele, cine știe ce, trebuia să știi să le folosești, cel mai bine. Acum zi, dacă poți să-i dai și unui, acum zi, dacă ar fi să iei cel mai neexperimentat soldat american sau rus, nu, american, că aia stau cel mai bine cu a murit. Stau cel mai bine cu armamentul și astea, deci cel mai experimentat soldat american, care are și armură și toate alea, M4 tot, cu cel mai dotat soldat român. Păi cred că o să se simtă diferența care o să bată. Nu știu, dar eu așa presim. Poate-s negativist, poate nu, din nou. Părerea mea, poate greșesc, poate nu. Cum deși alții au dreptul să zică în live-uri că Rocu-i nasol. E, fiecare cu părerea lui. Mă bucur că n-am dăștea pe live care îmi zic: bagă bă manele, ce-i asta, păi, bă, păi trebuie să te joci counter cu manele, ca să zică guță pe unde vin dușmanii. Ia să încercăm cu molotoful, dar ce dracu să ardă asta că plouă. E ud, n-aia nu se extinde focul. Sau ia, stai mă, molotof am vrut să dau. Ia de aici molotof. Arde? Hai că arde, bun. Am testat să văd dacă funcționează molotoful și văd că funcționează, deci e bine. Comuniști! Bun, hai că acum sunt mai concentrat un pic, că vreau să terminăm și să termin, mă rog, eu să termin, dar practic sunteți alături de mine voi, sau probabil că vă doriți să mor în continuu. Ceea ce o să se întâmple chiar acum, vedeți? Am puteri psihopatice, nu psihice, psihopatice, pot să ghicezi viitorul. Mă rog, câteva secunde diferență, dar am încercat. Tu ia lamă. Lamă și ție! Lamă și ție! Haulă, cu soldat ăștia ne-am să pe aici. Ia. Cine mai luminează ăsta? Nu sună Skype-ul, dar e bine că nu sunt conectat pe calculator pe Skype. Sună pe telefon. Îmi pare rău, Bogdane, așteaptă și tu. Tot nu ți-ai filmat pedeapsa, deci stai la rând. Bă, dacă era să mă sună o bunăciune, mai ziceam, dar totuși. Cu ăsta vorbesc zilnic. M-a blestemat Bogdan acum că nu-i răspund. Bă, deja m-am plictisit, bag piciorul. Nu, deci de data asta jucăm serios. Nu ne mai prostim. Nu ne mai uităm în telefon. Nu ne mai jucăm cu lamele aiurea. Trecem și împușcăm direct. Da, zic că nu ne mai jucăm cu lamele, deși doar lamă le dădeam. Hai să stau naibii mai în spate, că sunt prea iolo. Bine, că dacă era să fie război pe bun, eu mă ascundeam într-un blocurile astea și trăgeam de la un balcon cu sniperul. Să fiu așa mai în siguranță. Și pune-te bă în cur. De fapt, o burtă, nu un cur, că mori dracului. Dă-și cu molotoafe. Hai că vă carde molotoful. Mă rog, până se stinge. A, da, așa ce e acolo, benzină sau ce-o avea inflamabil în el. Really, nigga, nici nu mi-a apărut. Deci de asta chiar nu l-am văzut. Deci deja mă enervez, deja mă enervez. Și nu-i prea plăcut să mă vedeți nervos. Că după aia încep și jur în videoclip, se plânge lumea că vorbesc urât.
de mi-a scris și mie o dată cineva. De fapt, de mai multe ori îmi scriau: Ovidiu, nu mai înjura în videoclipuri că sunt pe boxe și mă aud ai mei și mă bat, că mă uit la dăștia care vorbesc cu râs și eu vreau să te susțin și tu ce faci? Ia-ți căști, frate. Bine, treaba nu-i bine să înjuri ca ultimul handicapat în videoclipuri. Culmea totuși și că oamenii care când se lovesc își bagă și astea, ci care avea un vocabular mai dezvoltat decât cei care vor zice outdoor sau cine știe, habar n-am. Nu știu, am citit deodată ceva, de ce nu? Da, știu să citesc, mai ci mă documentez unele pe diferite tâmpenii. Bine, și chestii culte mai caut uneori. Rar, dar se întâmplă. Da, hai să mă duc naibii mai în spate, că mor. Și nu, nu de râs. Gen, cum mai zice orice pițipoancă la orice glumă tâmpită și deloc amuzantă: Ah, mor! În loc, da, deci prin 2000 fetele râdeau normal, ha ha ha, nu știu ce-i coteau. Prin 2012 au început cu leșin și acum cu mor. Da, mor odată să scăpăm de râs de tine atunci. Nu înțeleg asta cu mor, adică frate, nici nu râs, dar zici mor și eu să mor. Da, n-am avut scuz să mă dau la o parte, am zis că poate nu mor. E, uite, am murit, fiindcă m-am luat de pițipon cel care zic mor. Mă, dar ce mă enervează! Da, știi ceva? Nici nu tai din videoclipul ăsta. Îl las așa în întregime, că sincer îmi place cum a ieșit până acum. Îl scura live exact cum trebuie, nu sunt ca pe live-uri. Pe live-uri, în schimb, sunt foarte, nu știu, live-urile pe mine mă cam obosesc. De ce? E bine, pur și simplu, sunt multe comentarii, de citit, sunt atent în comentarii, acolo trebuie să fii atent și la joc și... Parcă... Nu știu... Trebuie să-mi solici nu mai mult creierul și având în vedere că nu gândesc foarte des, deci nu-l folosesc foarte des, așa, obosește foarte repede pe live-uri, în schimb așa, în videoclipuri mă descurc foarte bine, deci vorbitul ăsta, naratul ăsta mi-e foarte ușor de făcut în timp ce mă joc. Dar atunci, na, trebuie să fiu atent în comentarii cu ochii în telefon și mi-e mai greu. Ma, cum pot să vorbesc? Să-mi papici, eu cred că ar trebui să încerc o dată să mă joc, tot așa, un joc din ăsta, gen cum am eu acum, dar să încerc să vorbesc în rime, ar fi o solicitare foarte bună. De cineva nu pot să fug? Nu știu. Bun, de ce nu pot să fug? Nu știu și... Mă, ce bubuie pe aici. Bun, ori e mișcare cu cetinitorul, ori de-abia se trăiește ăsta. Trebuie să ne băgăm aici sau se încheie? Bun, gata, hai că putem alerga. Ce vor ăștia să fugă? Au metrou ăștia? Ah, de metrou ăsta astea. Mă gândeam eu ce ar fi și să ne urcă e metrou. Mamă. Ai n-ai bineți? Deci în 1944-45 aveau metrou și noi da așa, care asta e treaba de acum 80 de ani, 70 de ani, 73 de ani, 72-73 și noi în 2017 avem metrou într-un singur oraș. Doar în București, bine, București, tu-i București, dar totuși un singur oraș cu metrou în toată țara, bine, și la ăștia e capitala acum și la noi București, un singur oraș cu metrou, dar totuși adică nu cred că ăștia de la Activision când au făcut jocul au adăugat ei metrouri, WC-uri în casă, că ați văzut că era o budă acolo și toate astea le-au băgat de la sine, nu? Doar ca să pară mai mișto, că părerea mea că dacă faci un joc, fă-l realistic, frate. Ce e aici? Ia, luați deci grenăzi. Grenade, grenade, iar mă bate româna. Bă, română, de ce trebuie să mă bați? Ia luați de aici molotofe pe stil rusesc. Dă-te mă la o parte. Hop! Poc! Parcă și pe o mapă din... Nu Killing Floor, Left 4 Dead, așa. Că era o mapă pe acolo, într-un metrou. Ia și tu gloanțe.
Bă, prea ușor jocul. Bine, ar trebui să-l dau și eu cu o dificultate mai mare. Dar după aia nu mai e funny și mă cac pe mine dificultate mare ce o să aibă, ce ar avea româna asta. Prea grea uneori. Sări mă peste. Hai, mai fă un pas, un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire, cum a zis Armstrong când a pășit pe lună. Tu ia gloanțe, tu ia gloanțe, ia și tu gloanțe, ai ratata, ratata. Ah, s-a ridicat. Hai tu pe o stea, de ce ia și tu gloanțe pe acolo? Ia tu și tu, de ce ăștia? Ne-ai, de ce ăștia? Opa, nu, 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 și m-am dus, dracu. De la grenadă? Nu, cred că a fost de la grenadă. Mi s-a înfundat o ureche. Dar el de căști. Îmi distrug auzul. Du-te, 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 du-te. Hai să fac șoată. Ia mă, cât e ceasul? Cred că era jumate când am dat. Deja filmez de jumătate de oră. Dar clipul ăsta chiar e foarte bine realizat. Părerea mea că clipul ăsta chiar e bine făcut. Chiar dacă o ține mult, bă, măcar vorbesc, nu-i plictisitor față de live-ul ăla cu Brothers in a 10. Atunci nu știu. Până la urmă, cred că atunci nu o să mai fac live-uri. Trebuie să am pe cineva retardat care să-mi citească comentariile. Să nu mai chinui atât asta, nu știu, să joc un joc mai lejer. Încă ce joc eu așa? Nu mai joc jocuri de-astea cu story, că o să mă solicit mult. O să joc doar jocul Panorama pe live-uri până la urmă, că zi. Dacă e să joc așa ceva cu story de să mă solicite mai mult, parcă nu știu. Hai, cu 1-6-le mă descurc eu și cu sursul, dar na, dacă ar să joc alte jocuri mai grele, gen când am încercat eu să joc ăsta și modul ăla de zombi naziști. Ce vorbești, frate, de nu muream acolo, nici comentariile nu le citeam. Hai, bine, și eu acum mor, dar totuși, vorbesc ca lumea. Deci vedeți cum mor eu acum pe single play, păi dacă era să fac și live, păi de nu muream eu, aolă, ce aici, aha, deci două drumuri, bun, și ceva, e că mă duc pe drumul ăla, că parcă e Barfield, parcă e bine pe acolo, totuși. Nu știu ce, am avut impresia că intru într-o zonă din Half-Life 2, pe unde erau multe chiuvete, pe acolo. Hai că cei care au jucat Half-Life 2 știți jocul, cum să nu știți Half-Life 2? Cel mai fain joc cu story, de asta single player, first person shooter. Nu neapărat cel mai tare, dar printre cele mai bune, părerea mea. Eu cred că cel mai bun ar fi Far Cry 3, deci ăla mi-a plăcut foarte mult. Dar având în vedere că nu cred că are așa mulți jucători față de Half-Life 2, pentru că Half-Life 2 e Half-Life 2, dar... Povestea mi se pare mult mai realistică în ăsta, în Far Cry 3, deci da. Părerea mea e că cel mai bun ar fi Far Cry 3. Bar trebuie să fac un top din ăsta cu cele mai bune jocuri jucate pe canal și din nou shotgun-ul ăla de vânătoare, dar nu o să-l folosesc pentru că nu-mi place. Nu fac performanțe foarte mari cu el. Ca să zic așa. Geamul sparte, exact cum îmi place mie, dăm cu amuniție pușcă din aia, ce pușca mea e să trecem la război. Tu ia gloanțe acolo, pune-te în curs să nu mori, dă-i și lua la gloanțe în cap până nu mai poate. Da, bă, ați văzut ce procesor au scos ăștia de la AMD? Bă, au început ăștia de la AMD să devină din ce în ce mai buni. Băi, eu sincer sunt pro AMD. De ce? Pentru că și eu am AMD, fosta mea placă video până să se strice pe PC-ul vechi, de-aia am păstrat placa de pe PC-ul vechi, aia nouă pe PC-ul. Înțelegeți voi de-aia, deci. Pe PC-ul vechi am avut o placă și am schimbat-o și acum am acea placă. De pe PC-ul ăla cea pe care am schimbat, i-am adăugat-o în locul ăla care s-a stricat. Deci am avut placa AMD, acum procesorul meu este AMD. Bă, deci nu știu, parcă ăștia de la AMD fac o treabă bună, adică performanță ieftină, nu-i de fițe, părerea mea că Intel-ul, nu știu ce să zic. Bă, frate, în afară de faptul că avea putere grafică Intel-ul, că știu că are și ce poți să folosești, dacă n-ai placă video bună, parcă poți folosi, nu știu, știu că avea ceva cu grafica și Intel-ul. Dar dacă ai placă video bună, nu-ți mai trebuie să-ți iei procesor pentru grafică. Procesorii pentru treaba de procesor, nu pentru citit grafica și astea. Pentru asta s-a făcut placa video, sincer. Oricum, cred că o să-mi iau un AMD RX, Radeon RX, cum naiba să o zice. Am văzut niște plăci din astea, nu știu, 460-480, cum naiba să o numi, o placă din aia aș vrea să-mi iau. Bă, deci cu procesor de la grafic de 7000 de MHz, ce vorbești, frate, păi cu 7000 de MHz mi-am testat pe... Am căutat review-uri de-astea pe Game Debate. Păi joc GTA 6 cu placa aia. Dar în schimb o să meargă pe procesorul ăsta GTA 6. Poate dacă îi pac 16 GB RAM,
loc de 8, o să meargă GTA 6. Da, bine, trebuie să-mi iau Windows pe 64, să schimb placa video. Dacă nu poate și procesor, dar pără o să schimb târziu. Întâi vreau să-mi iau hard monitor și apoi placa video. Placa aia, cred că ce vreau eu, așa, nu știu, fac și-o vreo 7 milioane pe placă. Mai mult de atât nu cred că o să dau. Și apoi vreo 10 pe un alt procesor când o-i face rost de bani. Și cred că o să explodeze ușa aia. Ooleu. Ne-au unecat ăștia. Ne-au spălat la curs, se pare. Și îmi place că sunt niște texturi care nu se încărcau pe acolo. Bun, hai că a fost un... ne întoarcem în... pe tabăra americanilor. Da, ne-am întors la americani. Bă, hai că încheie acest episod. Poate n-am dat drumul la filmare, că nici nu fac alta. Eu sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați câte un cap în gură butoanele de videoclip. Și până data viitoare, ciao les!